Să privim în acest cuvânt care l-am citit și în versetul 12 se începe acest verset, îl începe Sfântul Apostol Pavel sau în felul cum noi l-avem structurat pasajul biblic, înțelegând că Apostolul Pavel nu a scris în versete și capitole, ci a scris în mod cursiv și noi le avem versetele și capitole doar ca un ajutor în a putea înțelege mai bine cuvântul Domnului. Și aici se începe cu aceste cuvinte: aduceți-vă aminte, aduceți-vă aminte. Spunea fratele Leonte mai devreme în faptul că încearcă să-și aducă aminte despre lucrurile de peste zi, cele spuse sau alte lucruri care se petrec într-o zi în viața fiecăruia dintre noi. Și cineva i-a răspuns că asta e o sarcină foarte grea, foarte dificilă, să încerci să-ți aduci aminte și mai ales să confrunți, a spune, aceste situații sau lucruri de peste zi. Și într-adevăr, este una dintre lucrurile sau unul dintre lucrurile dificile ale fiecăruia dintre noi, cred eu, mai mult sau mai puțin, depinde de uneori poate și de situație, dar de a sta în fața oglinzii și de a ne vedea așa cum suntem, fără niciun fel de retuș, fără niciun fel de cosmetizare, fără niciun fel de, știu eu, aranjament al nostru pe care pe urmă îl arătăm când ne expunem în fața altora. Fără niciun fel de mască, în alte cuvinte, cum s-ar spune, care uneori o purtăm, conștient sau inconștient, atunci când suntem în întâlniri cu alții, chiar la casa de rugăciune, cu prieteni, cu cunoștințe, la locul de muncă sau în diferite alte situații cu care noi ne confruntăm și în care noi suntem. Și spunea cineva că una dintre stările cele mai dificile ale omului de astăzi, ale omului contemporan, este de a sta cu el însuși, de a fi doar cu el însuși, fără niciun fel de distragere, fără niciun fel de muzică, fără niciun fel de altceva, ascultare, știu eu, podcasting sau alte lucruri, audiobook sau știu eu ce altceva, să fie cu el însuși. Și oamenii astăzi evită foarte mult lucrul acesta de a rămâne doar cu ei înșiși și de a sta de vorbă doar cu ei înșiși în această stare de confruntare personală, reală, autentică, în care nu se poate eschiva de nimic și de la nimeni. În această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă într-un fel și pe noi să ne aducem aminte. Sunt lucruri la care suntem chemați să ne aducem aminte, să le păstrăm, dacă vreți, proaspete în memoria noastră, în viața noastră. Sfântul Apostol Pavel scria, de asemenea, în epistola către Corinteni, în 1 Corinteni, în capitolul 11, un pasaj care îl citim uneori la cina Domnului, că prin această ocazie de participare la masa Domnului, de a fi în părtășie cu Domnul în felul acesta și în părtășia pe care o avem unii cu alții sau chemat să o avem unii cu alții, el spunea că vestiți moartea Domnului până va veni El. Domnul Iisus spunea: faceți lucrul acesta în amintirea mea. Și noi am introdus ideea de comemorare a morții Domnului, de amintire a acestei lucrări a Domnului nostru Iisus Hristos, care este unică în felul ei și care aduce toate beneficiile spirituale pe care le avem în viața noastră. Dar privind în pasajul din această dimineață, și aș vrea să privim chiar în întreg capitolul 2, în
limita timpului pe care îl avem, aș vrea să ne aducem aminte de câteva lucruri și spunea cineva că nu știm și nu putem să apreciem suficient de mult ceea ce avem, suficient de mult harul lui Dumnezeu în mod special, dacă nu știm și nu realizăm și nu conștientizăm ce s-a întâmplat odată cu căderea lui Adam, ce s-a produs în viața omului și în istoria noastră umană odată cu căderea lui Adam și a Evei și consecințele care au decurs în urma acestui fapt. Să privim la întunecimea, la adâncimea, la negura acele stări ca să putem să realizăm ceea ce avem astăzi în umblarea noastră cu Dumnezeu. De fapt, spunea cineva că pentru, și este un lucru general cunoscut, cred că pentru a avea un tratament corect la o boală, oricare ar fi ea, este important întâi de a avea un diagnostic corect. Diagnosticul corect determină tratamentul corect. De aceea sunt atât de multe cercetări și teste care se fac în perioada aceasta de diagnosticare, că uneori poate cel bolnav se întreabă ce e nevoie de atât de multe lucruri. Este nevoie pentru că în urma diagnosticului care se face, care se enunță, care se înțelege, apoi urmează procesul de tratare, care se urmărește să fie în concordanță cu diagnosticul pentru a se ajunge la restaurarea sau la recuperarea sănătății celui bolnav. Dacă privim în capitolul 1, în Epistola către Efeseni, capitolul 1 este unul dintre cele mai bogate capitole în ceea ce privește binecuvântările oferite de Dumnezeu omului, începând cu alegerea pe care Dumnezeu a avut-o cu privire la om încă înainte de întemeierea lumii, privire la răscumpărarea omului, iertarea omului, valorile și darurile spirituale care sunt oferite omului, și când spun omului, aici este cuprins ceea ce înseamnă biserica. Însă de la această culme, de la acest vârf înalt al capitolului 1, în care se descriu aceste binecuvântări supranaturale, revărsate de Dumnezeu pentru om, se ajunge la capitolul 2, începând cu versetul 1, și acesta este primul aspect la care vrea ca să medităm, să ne aducem aminte în această dimineață. Este în capitolul 1, în versetul 1, în capitolul 2, Apostolul Pavel scria bisericii din Efes: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Și acesta este primul aspect pe care să-l înțelegem, frați și surori, în dimineața aceasta. Noi, înainte, privind la trecutul nostru, eram, cu alte cuvinte, fără viață în noi înșine. Nu aveam viață în noi. Eram morți, cum scrie aici Apostolul Pavel, datorită păcatului, pentru că noi urmam ceea ce înseamnă calea păcatului, care este calea morții în primul rând. Și omul mort este inconștient de ceea ce este în jurul lor, el nu poate să simtă, el nu poate să înțeleagă, el nu poate să reacționeze la nimic. Este o materie amorfă, o materie lipsită de viață, și așa eram noi înainte privind la trecutul nostru. Să ne aducem aminte de acest adevăr duhovnicesc, de acest adevăr spiritual, dar în această stare a morții spirituale în care eram,
Totuși eram pe o cale a depravării și a degradării morale pe care noi, fiecare dintre noi, umblam. Mintea noastră era o minte orbită, era o minte întunecată de puterea întunericului, de puterea celui rău, cum scrie Apostolul Pavel în 2 Corinteni, în capitolul 4. De asemenea, inima noastră era o inimă pângărită, era o inimă nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea, o inimă din care porneau emoțiile, sentimentele, gândurile care erau în vrăjmășie cu Dumnezeu, în dușmănie cu Dumnezeu și erau în vrăjmășie cu alți oameni. Erau gânduri care veneau din partea celui rău și mintea noastră era cucerită de această stare pe care noi o aveam atunci. Și dacă privim la lumea din jurul nostru de astăzi, fără Dumnezeu, o lume care pe de o parte este foarte educată, este foarte bine instruită, oameni care studiază în centre academice foarte înalte, în universități de înalt prestigiu internațional, dar dacă e să privești la acești oameni din punct de vedere al valorilor lui Dumnezeu, morale și spirituale, nu poți să spui decât că mintea lor este o minte întunecată, inima lor este o inimă pângărită, este o inimă murdară, este o cale a degradării pe care noi o vedem cu repeziciune în zilele de astăzi că este urmată. Ceea ce se recunoștea de mii de ani ca și valori, ca identități, ca și instituții create de Dumnezeu, ceea ce înseamnă căsătoria, ceea ce înseamnă bărbat sau femeie, copil sau fată, astăzi se caută un amalgam pentru că mintea aceasta pângărită și întunecată nu poate să discearnă, pentru că așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, zace în cel rău. Dacă mergem mai departe și să căutăm, să privim la trecut, la ceea ce eram înainte, Apostolul Pavel continuă și ne arată în versetul 12, cu care am început: aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără Salvator, fără Răscumpărător, fără un domn care să fie peste voi și să aibă autoritate. În vremea aceea erați fără drept de cetățenie în Israel, erați apatris, cu alte cuvinte, erați fără legămintele făgăduinței. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, promisiunile sunt rezervate de la Avram începând și în continuare pentru poporul evreu, pentru națiunea aleasă de Dumnezeu, iar neamurile, așa cum ajunge Domnul Iisus Hristos să spună la un moment dat în întâlnirea cu acea mamă plină de durere pentru că fiica ei era bolnavă și Domnul Iisus, la insistențele ei, ajunge să-i spună niște cuvinte care poate ar părea nepotrivite ca să fie rostite, dar El le spune: nu e potrivit să iei pâinea de la copii și să o dai la căței. Însă această mamă, în durerea ei, spune: da, Doamne, așa este, nu este potrivit. Dar și căței care stau sub masă și ei se bucură de fărâmiturile care cad de pe masa copiilor. Așa erau neamurile înainte privite, așa eram noi înainte, în trecutul nostru, fără niciun fel de promisiune și neavând promisiuni, Apostolul Pavel scrie mai departe: eram fără nădejde, nu aveam nicio speranță, nu aveam nicio nădejde. Și aș vrea să vă spun că în zilele noastre de astăzi, tot mai mulți oameni sunt fără de speranță, tot mai mulți oameni, începând de la cei tineri, începând chiar de la copii, ajung să fie fără speranță, fără dorința de a trăi. Și una dintre cauzele primare ale morții tinerilor sunt sinuciderile, într-o formă sau alta. Sunt această stare de disperare pe care ei o au, nevăzând rostul să mai trăiască. Și apoi pentru persoanele în vârstă de asemenea, în special în Europa, în Canada, și aici a fost cu câțiva ani în urmă o
o discuție în ceea ce se numește eutanasia, adică omul care ajunge fără speranță să mai trăiască bine, să-și pună capăt vieții, să aibă o parte de o moarte ușoară, asistată de un personal medical, pentru că nu mai are speranță. Și în Europa tot mai mult astfel de cazuri se găsesc. Deși, dacă te uiți din punct de vedere material, condițiile sunt bune de viață, există stări excelente de viață, însă oamenii sunt lipsiți de speranță. Nu mai au pentru ce să trăiască, nu mai au motivație pentru ce să meargă înainte. Aceasta era starea dinainte de a veni la Domnul Iisus Hristos. Și aceasta este starea lumii de astăzi, frați și surori. Dacă privim în jurul nostru, privim la știrile care sunt în jurul nostru, nu aduc nicio speranță, nu aduc nicio încurajare, nu aduc nicio bucurie, nu aduc nicio stare de bine, ci toate, dacă stai să le asculți, să le urmărești, să le citești, te conduc la ceea ce de asemenea este o stare, să nu zic generalizată, dar foarte larg răspândită, de descurajare, deznădejde, care conduce la depresie. Și găsești oameni tineri, oameni sănătoși astfel în felul lor, în condiții exterioare bune, și nu mai auzi că spun: sunt în depresie, nu văd ieșire, nu văd lumină la capătul tunelului. Aceasta este ceea ce eram privind în trecut. Aceasta este ceea ce e lumea, foarte pe scurt, în zilele de astăzi, care încă n-a ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că în final Apostolul Pavel scrie aici: fără Dumnezeu, fără Dumnezeu. Și aceasta este marea bătălie care se dă astăzi: Dumnezeu să fie scos afară din viața societății, din viața comunității, prin multele forme pe care se atacă ideea de Dumnezeu, de existența lui Dumnezeu, de un Dumnezeu personal, de un Dumnezeu real, de un Dumnezeu care simte, care gândește și care în final judecă, de un Dumnezeu care are standarde și valori morale, spirituale, sociale, și se caută să fie scos prin multele forme care sunt astăzi. Și n-aș vrea ca să intru prea mult în direcția aceasta, acest neomarxism care este astăzi, și dumneavoastră care sunteți din generația mea sau puțin mai înainte sau puțin după și ați trăit în România, înțelegeți mai bine contextul acestei societăți pervertite în care noi suntem. Folosesc un limbaj care este atrăgător la ureche, dar în spatele acestui limbaj există o ideologie drăcească, diabolică, anti-Dumnezeu, anti-cristică. Și în această dimineață Sfântul Apostol Pavel vine să ne spună: priviți în urmă și aduceți-vă aminte. Aduceți-vă aminte unde erați, cum erați. Pe această cale a păcatului, această cale a morții, a depravării, această cale a neascultării de Dumnezeu, a vrăjmășiei față de Dumnezeu. Dar nu ne oprim aici, ci Apostolul Pavel, în al doilea rând, ne spune: aduceți-vă aminte, erați așa, dar astăzi, în prezent, nu mai sunteți așa. Astăzi, în prezent, scrie Apostolul Pavel, în capitolul 2, și el se ocupă de două direcții ale relației noastre. Relația noastră pe verticală, și de această relație el se ocupă în primele 10 versete din capitolul 2, și apoi este relația pe orizontală, în care se ocupă de la versetul 11 în continuare. Eram așa și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire sau din natură copii ai mâniei, ca și ceilalți.
Vine versetul 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, primul lucru care îl face, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Slăvit să fie Domnul! Eram morți, eram pe calea depravării, eram pe calea neascultării, dar a intervenit Dumnezeu în viața mea și în viața dumitale. A intervenit Dumnezeu în viața noastră și în această dimineață suntem chemați să ne aducem aminte de lucrul acesta. Că eram fără Dumnezeu, eram fără promisiuni, eram fără speranță, dar a intervenit Dumnezeu și acum îl avem pe Hristos. Și împreună cu El avem viața. Și El a venit ca oile sale să aibă viață și să o aibă din belșug. O viață abundentă, o viață de biruință, o viață de har, o viață în care să meargă din putere în putere, o viață în care să fim transformați din slavă în slavă, o viață pe care Apostolul Pavel continuă și o arată în versetul 6. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Lăudat să fie Domnul! Nu este viața aceea murdară, păcătoasă, de neascultare. Nu este nici măcar viața aceea ordinară, obișnuită, cum am vrea să-i spunem, ci este o viață în care ne-a așezat în locurile cerești, în Hristos Iisus. Ne-a așezat la un statut înalt, la o poziție înaltă, ne-a așezat la un nivel de părtășie înaltă cu El. Cu ce scop? Ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Lăudat să fie Domnul! Astfel, frate și soră, drag prieten, dacă încă trecutul este prezent pentru tine, în această zi este un moment în care să spui, enough, it's enough. Accept ceea ce a făcut Dumnezeu în Iisus Hristos. Și pentru ca aceste lucruri să se realizeze în viața noastră, a fost nevoie nu doar de învățătura Domnului Iisus Hristos, a fost nevoie nu doar de minunile Domnului Iisus Hristos, a fost nevoie nu doar de vindecările miraculoase și supranaturale ale Domnului Iisus Hristos, ci a fost nevoie de însăși viața Domnului Iisus Hristos. Acest lucru El nu l-a putut realiza spunând la alții sau acționând asupra alților, ci aceste lucruri El le-a făcut supunându-se pe sine însuși la cele mai grele suferințe, la cele mai mari dureri, la cele mai dificile stări emoționale și spirituale în care poate să fie o persoană. Așa cum sunt descrise ele în Evanghelie. Domnul Iisus Hristos, cum este profețit în cartea profetului Isaia, a ajuns atât de schimonosit în fața Lui, încât oamenii își întorceau privirea de la El, nu puteau să-L privească, a ajuns să fie nebăgat în seamă, a ajuns să fie numit om al durerii și obișnuit cu suferința, a ajuns să fie până acolo încât spune în cartea psalmilor, au tras brazde pe spinarea mea. A ajuns să fie cu fața atât de distrusă, cu trupul atât de lovit, încât să cadă sub cruce și în final să fie pus pe cruce. Și în cel mai greu moment al existenței sale pământești, când El s-a făcut păcat pentru tine și pentru mine, pentru noi și pentru lume, ca miela lui Dumnezeu, Tatăl și-a întors fața de la El și atunci a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu,
pentru ce m-ai părăsit? De ce mă lași? Întotdeauna am fost cu tine. Din eternitatea trecutului am fost cu tine. Și acum mă lași. În cel mai greu moment, în cel mai dureros moment, ce ți-am făcut, cu alte cuvinte, de trebuie să-ți întorci fața? Cu ce am greșit înaintea ta? Și desigur, răspunsul Tatălui, dacă e să ne gândim la acest dialog, nu mi-ai greșit cu nimic. În toate mi-ai fost ascultător. Cum spune Scriptura, a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dar ceea ce ai făcut e că te-ai îmbrăcat cu păcatul și Dumnezeu Tatăl nu poate privi păcatul. Și tu te-ai făcut păcat și eu mi-am întors fața și Iisus strigă, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pământul nu poate să stea indiferent, universul se mișcă, e un cutremur mare de pământ, se mișcă Ierusalimul, se mișcă Israelul, se mișcă pământul, pietrele încep să se rostogolească, stâncile se crapă, perdeaua care ținea separat pe om de Dumnezeu, ca tapeteasma aceasta se rupe de sus și până jos, fără să fie atinsă de nimeni și de nimic, pentru că Iisus Hristos, devenind păcat pentru noi, a devenit în același timp eliberatorul nostru, răscumpărătorul nostru, salvatorul nostru și ne-a deschis calea nouă și vie înspre Tatăl, lăudat să fie Domnul. Aduceți-vă aminte, păstrați proaspăt în mintea voastră, în mintea noastră lucrurile acestea. Acestea te vor ajuta să calci mai sigur pe cale. Acestea te vor ajuta să-ți păstrezi direcția. Acestea te vor ajuta să nu te clatini, să nu fii purtat de orice vânt de învățătură, ci să mergi înainte, înțelegând cine ai fost, ce a făcut Iisus, ca să devii cine ești astăzi. Să ai viață și să fii împreună cu Hristos în locurile cerești. În Coloseni, Pavel scria bisericii din Colose în capitolul 3, dacă deci ați murit și ați înviat împreună cu Hristos, gândiți-vă acum la lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Ne gândim la lucrurile de sus, care sunt mai importante, care au mai mare valoare, au mai mare semnificație decât orice alte lucruri care sunt aici. Nu le neglijăm pe cele de aici, că trebuie să ne hrănim aici, trebuie să ne îmbrăcăm aici, trebuie să avem un adăpost aici, avem o familie, trebuie să îngrijim de ea. Dar să nu uităm că cel ce îngrijește de păsările cerului, de crinii de pe câmp, el e Tatăl tău și Tatăl meu și are grijă de tine și de mine. Căutați, spunea Domnul Iisus, mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Aduceți-vă aminte. Nu le uitați. Nu priviți la voi și să spuneți ca Nebucadnețar, prin mâinile mele am realizat ceea ce am realizat, prin forțele mele am făcut ceea ce am făcut, prin istețimea minții mele am parcurs școlile care le-am parcurs. Nu, ci prin ajutorul lui Dumnezeu, prin harul arătat față de tine și față de mine. Dar mai presus de acestea e harul salvării, e harul mântuirii. Și pe orizontală, de asemenea, noi care eram în vrăjmășie, care eram în dușmănie unii cu alții, El spune versetul 13, acum în Hristos Iisus, voi care erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos.
El este pacea noastră. El a surpat zidul de la mijloc. În trupul lui a îndepărtat vrăjmășia dintre ei. Și aici este dintre ei, dintre neamuri și dintre evrei. El a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Astfel, versetul 18, prin El, prin Hristos, și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. A dus această unitate, a dus această stare de părtășie. Și dacă a adus această stare de părtășie între evrei și neevrei, adică noi neamurile, cu atât mai mult a adus această stare de părtășie între noi, care suntem împreună, în același loc, care ne vedem, care ne privim, care ne vorbim, care ne atingem, care suntem împreună, chemați să fim una, chemați să fim în pace. Chemați să fim în dragoste, chemați să simțim unii cu alții, pentru că avem aceeași chemare, aceeași evanghelie, aceeași speranță și suntem chemați să fim parte din același trup. Astfel, în Hristos, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi, adică noi, sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Și aceasta ne cheamă să privim nu doar la trecut și la prezent, ci la ceea ce se va realiza în viitor. Domnul Iisus Hristos în seara cinei a spus ucenicilor: n-am să mai beau din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Aduceți-vă aminte nu doar de ceea ce a fost, nu de ceea ce suntem în prezent, ci de ceea ce ne-a promis pentru viitor. Pentru viitor nu este anticristul, nu este un guvern mondial, nu este Organizația Mondială a Sănătății controlând totul. Pentru viitor este Iisus Hristos, care vine ca Domn al Domnilor, ca Împărat al Împăraturilor. Este Răscumpărătorul meu și al tău, este Salvatorul meu și al tău. Adu-ți aminte. Când treci prin suferință, când treci prin dureri, când poate nu vezi nicio ieșire, adu-ți aminte, Iisus te așteaptă, Iisus vine. Și faptul că astăzi suntem aici să ne aducem aminte, e un har care Domnul arată față de noi. Să stăm la masa Lui, aducându-ne aminte în ceea ce am fost și bucurându-ne și celebrând și veselindu-ne înaintea Domnului și fiind recunoscători pentru ceea ce a lucrat și să privim cu speranță la ceea ce El va realiza. După cum Apostolul Petru scria în prima sa epistolă, în capitolul 1, puneți-vă dar toată nădejdea în harul pe care îl va aduce El la venirea Lui în glorie. Până atunci, haideți să-L urmăm pe Iisus, să păstrăm vie amintirea sa în viața noastră și să nu ne depărtăm de la calea pe care El ne-a trasat-o. Amin.